Domnul Sile, te salut încă o dată. Fii atent. M-ai surprins? M-ai surprins? Plăcut. S-a făcut frumos negru tău. Foarte frumos. Lasă-l. Pune-l pe poziție cu iep, să vadă iepele. Lasă-l așa. Așa lasă-l. Nu știu el unde se uite. Bă, când îl s-a pus... Hai, Sile. Bun. Pune-l așa. Lasă-l așa, te rog. Frumos. Bă, tu l-ai învățat și pe ăsta să se ridice? Ha? Secret. Sile. Uf. S-ai unguresc, Cristi. Sânge rece? Da. Pedigree, ștanță. Ține-l așa, ține-l. 2017 ștanțat. Deci un copilaș. Da. Ține-l așa. Ce ții gheață, ce reprezintă tot timpul. Se scoate în evident. Lasă-l. Vedeți, domnul Radu, asta înseamnă să fii bărbat de cai. Nu? Nu ți-e duce calul? Nu? Hai, domnul Sile, te rog sus. Du-te, bă, vorbește în maghiară cu el. Bă, dacă vorbești cu el pe maghiară așa bine execută. Du-te. Dar în unguri ce-o vorbi că nu-mi plec. Și? Ce-a fain să uite când zici pe ungurești. Lasă. Hai, spicule. Ola. Sile, vreau să spun că s-a făcut foarte, foarte frumos. Și asta, asta datorită ție, fiindcă... Deja l-am lăsat să-și facă treaba singur, așa încetul. Că dacă vrea, mă putem să fac mai. Nu, dar trebuie natural, cu grijă, nu? Natural nu m-am... deci l-am lăsat după... Înțelegi? Am luat și pe vulturi. Bun. Și pe lângă, hai ține. Aici domnul Radu. Da. Un prieten bun. Și un ajutor de nădejde. Domnul Radu, vezi dragi cai? Dacă cu ei am crescut. Ha? Dacă cu ei am crescut, cum nu-i ori și dragi? Dacă ar fi să dați pe Bruno, să dați pe mașina, îți face mutarea. De ce să fac cu mașina? Dar mașini avem. Mașinile acum azi de unică folosință. Astea noi? Da, cum? Înainte, cine a avut o mașină a fost bărbat. Da, acum tot are, așa? În Niclod a fost 3 mașini, când a fost mașini. Acum, gata. Am la tătă porta. Dacă la port, la casă nu e o mașină, la cea e casă-și 5. Am înțeles. Da. Înainte, Niclod a fost 3 mașini. Și cai? Cum e cu cai? Păi cai a fost. Că nu, cu cai acum. Cu cai acum încep alții să-și refacă cai, să-și crească, să-și țână, să-și bate omul, să-și facă un călus cât de cât frumos, elegant. Nu mai sunt acum aia, cum era înainte, ca la ceapeu. Că înainte a fost tăți aia, cum a fost, așa a fost, dar nu... Fiecare să-ți bate, să aducă călus din dincolo, din coace. Face sacrificii mari, demontează cu un hărmăsar bunicel. Să... Puteți să-l dați și pe el mai jos un pic. Domnul Radu, dați-l un pic mai jos.
Ușurel, ușurel. Ce vă dar apoi a lui? Domnul Radu, puteți să coborâți dumneavoastră un pic? Nu, mă, asta n-am prins-o, mă, când nu a fost în aer, mă. N-ai prins-o? Nu cred. Hai mai jos și după ce mergi așa în sus? Păi unde mă gândesc? Dani! Vulturne! Lăsați-l pe negru. Lăsați-l pe negru un pic mai jos și rămâne Sile un pic cu vulturi mai sus. Hai, Sile, în sus, te rog. Domnul Radu, puteți să rămâneți chiar acolo la gura țarcului, vă rog. Da, domnul Cristi. Hop, hop. Aici mânzul vulturi. Ține. Hop. Sile, când s-a pus pe poziție, te rog să nu-l mai miști. Da. Bun. Ce rog, prins, nu dă un pic, e murdar pe partea aici încolo. Sile, am observat că tu ești un tip foarte migălos, cum se zice, cu caii. Îți place să fie curați. Tot timpul când am venit la tine, caii ți-au fost curați. Te-am luat și prin surprindere, de multe ori. Da. Ai trebuie să ai și ochelari de protecție, bă. E, am zis. Hai. Domnul Radu, vă duceți un pic mai jos până acolo la gardul vecinului? Să coboare și Sile după dumneavoastră? Noi, Sile. Du-te după taică tu, te rog. Taică, mă duc, îl ajung. Face că umblăm în zona. Foarte frumos umblă. Noi. De-o la tine, hai! Hop! Calde, mă, omule, mă! Mă, ți-i cald că te-ai îmbrăcat bine, tu ai așteptat iarna, mă, omule! Da. Bine zic! Ha? Da, da! Domnul Radu, ați pus vreodată armă să rușii unul în altul, l-ați pus, nu? Dar cum? Îi pui într-o stilină, mă! Nu, hai, dați! Hai, pe negru! Hai, pe negru! Aici. Așa. Da, Chris. Îmi place. Fac 3 ani în primăvară. Deci din primăvară vei monta cu ei? Da, pe costa am montat și anul ăsta. Ai, dar ai montat mai puțin, nu? Nu, ești puțin, ești mult, e bine. Oricum nu se recomandă montele, nu? Până după 3 ani. De ce? Da, am o... Bă, trebuie făcut ca la carte. Da. Hai. Foarte frumos. Sile, bun, cum faceți voi ca să aduceți și armă să... Și atunci taică tu-i ține pe amândoi sau cum faci? Și pe aia ține negru. Cum faceți? Cum faceți? Mă duc după... Upa, nu sta. Ce ții de altă te reprezintă totdeauna. Domnul Radu, vă puteți întoarce așa un pic? Să vă vedem. Așa. Vultur. Doi copii lași, sunt de gură. Copii faini, așa-i? Vor face 3 ani la vară. Ne zbatem pentru ei, să-i ținem, să-i facem. Bumă!
ca luțărnă, fân, bucate, nimic. Am zis, bă, eu cam de dată n-are rost, acolo că te primăvară, n-ai de cam de când încep muncile, cam cu o lună de zile, să-i da, sprești un pic. Oh. Da, domnul Radu, arată foarte bine mânjii. Păi da. Sunt foarte bine întreținut. Zice că o curățenie face cât o zi de mâncare. Long cal. Ho! Oh. Ho! Oh. Picule, ne. Ho! Oh. Să mă întorc am o să văd să-i spun. Nu ei blestemați, da? Da, trebuie să vă luați măsuri de precauție. Sar măsari, cum să zic. Era bine dacă stăteam noi pe... Ce fain e, ce fain e să toți puși unul lângă altul. Vezi că îl țipă Bruno prea în șanță așa. M-auzi, Sile? Da. Nu ține pe șanță. Așa. Ai. Sau oricum îl putea tare pe Chris. Da. Noi, poți prinde pe toți? Da. I-am prins pe toți. Vă puteți uita un pic să vă văd? Hai că nu te văd, Sile, nu te văd! Fii atent, Sile! Bun, Sile, știi ce trebuia să facem noi? N-am făcut, nu ne-am preorientat bine. Voi trebuia să lăsați caii, să îi lași caii la domnul Radu acolo jos la gura țarcului, ca să poți să-l prezinți pe Bruno. Pe Bruno, Bruno nu prea iese în lumină. Păi mi-are cu ei în jos. Puteți, domnul Radu, să mergeți până ușurel. Stai să se ducă domnul Radu ușor încolo. Hai. După fânul ăla, dacă mergeți, e foarte bine. Hop. Picule! Picule, nu! Stai, Sile. Picule! No, domnul Radu, acolo să-i întorceți. Hai, Bruno! Bun, acolo, dacă e bine acolo. Domn Sile, poți să-ți prezinți armăsărușul, te rog? Da, domnul Chris, este armăsarul meu, Bruno. Așa? Armăsar de muntă, nu de vânzare. Mânci și doi de acolo, ia mai mici zi el. Așa? Și din iepele mele. Așa? Hop, ține-l așa. Ține-l. Nu-i de vânzare, E armăsar doar pentru muntă. Arată foarte bine. Un cal frumos. Potomnita, mă, că Păi ce cal de... Potomnita, mă, că s-o gătat sezonul. Cum te-ai descurcat pe sezonul 2019? Mulțumit foarte bine, la anul tot numai așa și cum a fost anul ăsta. Nici că un gram, mai mult. Noi. Să probăm, dar Bun. Adă-l aici, te rog, pe Bruno. Adă-l ușor așa. Ușor. Ușor. Hop. Trage mai jos un pic. Hai în față. Hop. Umă, că stai ca elefant, umă. No, trage-l ușor încolo, dar ai grijă, dă-l în spate. Suric, n-ai băiat, auzi. Dă-l. Suric. Dă-l, vezi că nu stau bine. No, hai, dă-i în trombă acum. Am văzut la nenea Dorin când ai zis că nu stai bine. Nu-ți bine. Păi, no. Stai ușor. Pentru că ai zis că, ți-e spate ața, asta i-am pus ață. Hai.
Domnul Radu, puteți să urcați și dumneavoastră ușor în sus. Sper că nu vă dăm sarcină prea grea. Bine, aia negru la șmecher. Stă la mine pe vulturi. Stă pe negru, stă la hop! Hai, Sile, hop! Bun! Domnul Radu! Mei Cristi, cu ăștia am umblat de gaz, eu la altă n-o să știu. Dar și cu negru să umbli, și cu negru să umblu, dar acum negru eu n-o să stat. Am trecut la munte și de azi. Să fie legat de o altă, să fie scris, să fie dus, să fie pus de 10 ori pe mașină într-o zi. Am înțeles. Bruno! Domnul Sile! Da! Îți mulțumesc foarte, foarte frumos pentru prezentarea armăsarilor tăi. Îi mulțumesc lui domnul Radu pentru răbdarea de a prezenta caii și fiindcă e pe undă cu tine. Hop, 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 hop. Sile, da. Vă doresc sărbători fericite. M-auzi? Da, da, și eu doresc. Stai să mă întorc numai. Ai grijă. Și ne vedem zilele următoare, poate da, înainte de Crăciun. Să fii să ne colin. Nu mă cați. Domnul Sile. Da. Domnul Cristi, îți mulțumesc că ai fost pe la mine. Și eu sunt la colindat. Multă sănătate ca toată lumea. Așa. La următorii de pe Facebook, de pe YouTube. Sărbători fericite și sănătate. Gânduri bune. Te așteptăm în vizită oricând. Așa. La, pupat, la o prăjiturică, la orice, așa? Vii la o prăjitură, la orice. Așa. Îți doresc multă sănătate încă o dată și ne vedem, Sile, bine? Să trăiești. Du-te cu negru înainte. Hai da. O, Brun. O. O, hai, ho. O. Ulturne. Ulturne.